care deschizi lecția, care de fiecare dată. Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu Prof Online. La lecție, la întâlnirea cu Prof Online, așa cum de-a lungul timpului s-au bucurat foarte mulți, iată-ne și noi ce putem bucuri de data asta. La fel și prietenii noștri care vor descoperi lecțiile acestea. Și începem repede cu... Cu ce am mai făcut la școală? Cu altceva să începem. Cu Doamne ajută. Cu Doamne ajută, foarte important. Nu uiți niciodată. Ăsta e lucrul cel mai important. Doamne ajută și dă-ne putere să facem o lecție bună. Chiar dacă seara am avut așa un moment de rută, sperăm nu se mai întâmple așa. Te rog, ce ai făcut la școală? Un alt exercițiu care sau altceva, să vedem. Deocamdată am sesizat de aseară că nu sunt clare lucrurile cu paranteze. Chiar așa, ia notează așa, spune paranteze. Și să vedem ce rost au parantezele și cum trebuie să gândim noi. Nu sunt clare când scrie el într-o operație, dar așa nu sunt clare. Da, nu, ele în partea teoretică sunt clare, dar în partea practică, asta îi spui tu, paranteze. Da. Adică în partea teoretică tu știi că facem pe alea rotunde, după aceea facem pe cele drepte și pe urmă parantezele acolate. Da. Dar rostul lor este pentru a schimba ordinea operațiilor. Deci parantezele de aceea se pun. Pentru a schimba ordinea executării operațiilor. Și acum noi facem fără paranteze, un exercițiu. Și să zicem așa. 75 împărțit la 5 și împărțit la 3 și împărțit în continuare la 3. Așa. Minus, da, minus 7 plus 10, așa, împărțit la 2, așa, atât, egal cu, da. E, păi dacă l-aș face așa cum e scris, ar da un rezultat și dacă aș pune paranteze, ar da alt rezultat. Tocmai, dar facem fără paranteze acum, să vedem ce se întâmplă și pe urmă venim cu paranteze și să vedem ce se întâmplă. Și atunci fac fix așa cum e scris, pe rând, pe rând? Exact, exact așa. Ok, atunci scriu de la capăt, fac prima dată 75 împărțit la 5, care dă 15. Deci 15. Apoi împărțit la... sau fac și împărțit la 3 și scriu. Nu, nu, nu. Zi împărțit la 3. Așa, luăm un pic mai jos. La 3 minus 7 plus pot să fac 10 împărțit la 2? Asta te întreb. Ești obligată sau faci cât vrei tu? Adică ai putea să faci altceva în afară de 10 împărțit la 2? Păi aș putea să scriu 10 împărțit la 2 și apoi să rezolv. Să copii. Nu, să face tot ce se poate maxim cu putință. Deci într-o transcriere ne uităm la exercițiul de mai sus și facem tot ce se poate face fără să mai copiem încă o dată, așa să ne aflăm întreagă. Dacă se poate, fac. Așa. Și atunci de aici rezolv și scriu că aici dă 5. Da. Păi da, să fie minus 7 plus 5. Da, și ce dacă? 5 minus 7 plus 5. De ce ești speriată în clipa asta? Așa.
Da, dar e schimbat eghecițiul. Oh. Că, vezi, nu este minus 5, este minus 7. Și tu de ce ești nemulțumit acum? Eu cred că cu paranteze ar fi mers. Nu, dar merge și așa eghecițiul. Deci așa cum îl vezi, el merge foarte bine. Tu ai un moment de tristețe că nu poți face 5 minus 7, da? Da. Da. Dar să știi că adunarea nu e termeni adun, sunt trei termeni acolo. Nu? Sunt trei termeni. Este și 5-ul, este și 5-ul, plus 5-ul ăla de la sfârșit. Și tu îți permiți, totdeauna știi asta, că într-o adunare săi se pot schimba ca poziție. Adică cinciul Adică ăsta să de fac acolo. cei de aici minus 5 plus 7? Nu, cum să Adică fie minus? 5, 5 plus 5 minus Asta 7. e, da. Îl aduci pe cinciul acela care e cu plus, îl aduci lângă ăsta. 5 și minus 7. Eu uite, încă o dată, ce ai făcut tu ca să-ți înțeleagă toți prietenii noștri? Cinciul acela care era L-am cu adus aici. l-ai adus în poziția a doua, că se pot comuta între ei. Da? Și egal cu 3. Da? Rezultatul este 3. Dar trebuie să spui egal, egal. Deci, egal acolo, așa, egal, egal, egal. În concluzie, exercițiul ăsta care l-ai avut acolo, tu ai făcut în fiecare etapă tot ce s-a putut face. Și așa trebuie să scriem, în timp ce scriem, facem toate operațiile din etapa anterioară care pot fi făcute. Da? Și este 3. A fost aici împărțirea asta, 75 împărțit la 5 și rezultatul împărțim la 3, da? Dacă însă am pune niște paranteze, iată, aș vrea să punem următoarea paranteză. Pe 3 minus 7 plus 10 în paranteză. Atunci o scriu din nou. Da, scriem din nou și lasă numai ce este scris deasupra și ce este scris egal, 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 șterge tot egalul de Ok. desubt. Deci a spus să-l pun în paranteză pe 3 și pe Așa. 10? Exact asta am vrut să spun. Ok, atunci cred că pot să fac. Atunci, mai întâi trebuie să fac paranteza. Bun. Așa că, chiar dacă aș putea să fac 75, adică nu pot să fac, trebuie să fac paranteza. Așa că scriu din nou Stop, 75. stop, 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 stop. Nu, discutăm un pic. Ce te-ar încurca dacă ai face 75 împărțit la 5? După ce rezolvi paranteza. Stop, stop. Dar poți să faci odată cu paranteza și ce se mai poate face fără să afecteze gheșițiul? Deci, odată cu paranteza rotundă, vezi dacă mai poți face și alte operații. În concluzie, 75 împărțit la 5, după ce tu faci paranteză, e un număr. Și tu zici 75 împărțit la 5, împărțit la ceva, da numărul același. Pe urmă, împărțit la 2, da? Deci poți să faci acum 75 împărțit la 5. Să faci fără să afecteze gheșițiul. 15 împărțit la... Nu, cum să rezolv? Da? Și atunci, cum am făcut data trecută, 10 plus 3 minus 7? Sigur că da. Deci nu trebuie să te întrebi. Trebuie să fii sigură că asta faci. Deci tu spui așa, că lângă 3 putem aduce pe 10 care e cu plus și 7 care îi descăzut îl vom scădea la sfârșit. Tot în paranteză, că putem comuta, putem schimba termenii, dar tot cu semnul lor. Și ca să nu intrăm într-o confuzie, cei cu plus îi aducem în prim plan. Împărțit la 3, ai făcut 10 plus 3 minus 7, da, ca să vadă toți prietenii noștri,
Împărțit la Împărțit la 2. 2. Și atunci scrie din Corect. nou 15, împărțit la 10 plus 3, 13 minus 7, 6, împărțit la 2. Corect. Și atunci, acum... acum că să fac 3, pot să fac 6 împărțit la 2, 3 și apoi 15 împărțit la 3. Nu. Aici e momentul foarte important. Dacă nu avem vreo paranteză, ele se fac în ordine, fiind de același nivel, împărțire fiind amândouă operațiile, ele se fac în ordinea în care sunt scrise de la stânga la dreapta. Păi, dar nu se poate 15. Asta e, da. Și atunci noi venim cu o modificare la egășițiu și punem în paranteză dreaptă de la împărțirea, după ce e scris pe 5, împărțit, pune împărțit mai spre 5 ca să-ți rămână spațiu și pui o paranteză dreaptă acum. Așa, o paranteză dreaptă și nu, tocmai la sfârșit. Tocmai la sfârșit după 2. După 2. Deci, sesizând că este o mare problemă și că nu poți face 15 împărțit la 6, așa, și acum a apărut exact. Exact așa. Rotunda a dispărut și a rămas paranteza dreaptă. O păstrăm pe cea 6 împărțit la 2. Ei, vezi, paranteza aceea dreaptă dinainte, păstrată, îți dă posibilitatea să faci mai întâi pe 6 împărțit la 2. Da? Pe 6 împărțit la 2. Dacă n-am fi pus-o, n-am fi avut șansa să mai continuăm egășițiul. Eu l-am dat la întâmplare, să înțelege, și atunci am făcut corecții funcții de nevoile egășițiului. Dar nu înseamnă că autorul, când face egășițiul, are el grijă să facă asta. Și face că 15 împărțit la așa și egal cu 5. Deci, insist încă o dată. Îți amintești că noi n-am avut paranteza dreaptă. Neavând o paranteză dreaptă pusă, ne-am lovit de 15 împărțit la 6 și pe 1 împărțit la 2. Și am zis, nu. Înseamnă că o să punem paranteză ca obligația parantezei drepte să se ducă până la 6 împărțit la 2 și să avem șansa ca în dată prezența paranteză să ne spune că pe asta o facem întâi. 6 împărțit la 2. Înainte, fără paranteză, 15 împărțit la 6 nu se poate, dar nu-ți dă voie nimeni să te duci să faci pe 6 împărțit la 2. Că n-aveai prezența, n-aveai paranteza pusă. În momentul de față, paranteza pusă ți-a rezolvat egășițiul. Cred că aici ai înțeles ce înseamnă rostul parantezelor. Rostul parantezelor este pentru a spune așa, că faci paranteză rotundă, ai făcut-o și ți-o dat 6, parcă așa au fost, nu? 13 da. Împărțit 7. Și tot ce rezultă de la... Deci pe 6 îl împarți la 2, fiindcă paranteza dreaptă este, și pe urmă abia rezultatul care îi, 3-ul, constituie împărțitor pentru 15. Deci 15 împărțit la 3 și gata, egășițiul a fost dat cum trebuie, 5. Iată că data trecută parcă am obținut alt răspuns, dacă mi-amintesc bine, față de răspunsul de acesta. Era 15 împărțit la... Ba nu, toți 5, parcă. Nu știu cât a fost. Important este că, în final, era un alt rezultat. În mod sigur, un alt rezultat a fost. Nu îl mai vedem acum, dar prietenii noștri îl vor vedea și noi... Îmi pare rău că n-am reținut, dar sigur era un alt răspuns. Și chiar dacă este același răspuns, este un alt exercițiu. Este cu totul și cu totul un alt exercițiu, doar din întâmplare s-o ajuns la același răspuns. Că de multe ori știi, voi copii sunteți tentați să spuneți așa, am ajuns la răspuns. Dar dacă ai făcut niște greșeli, așa, care sunt împotriva felului care arată... Dădea 3. Cât? 3. Așa. Perfect. Data trecută ți-o dat 3, am înțeles foarte bine. Acum 5. Vezi? Prezența parantezelor schimbă complet egășițiul. Ele obligă în ordine să faci parantezele acelea. Și atunci de unde știm care e corectă? Care variantă e corectă? Păi corectă este varianta
Fiecare variantă e corectă. Pentru că un exercițiu a fost cel în care n-am folosit nicio paranteză și altul este exercițiul acesta, parantezele, da? Da. Și care nu, ne conduce la un alt rezultat. Acum mai facem un exercițiu, două, ca să înțelegi. Iată varianta în care vreau să-ți fie clar: când avem plus, minus, plus, minus, și nu merge, atunci aduci pe cei cu plus pe toți în prim plan, cei cu minus în partea a doua și lucrăm în liniște. Iată exemplu. Da, stați puțin. Stați, Să zicem așa. stați. V-ați blocat și nu vă mai văd. Da? Eu te Da, văd vă pe. aud. Vă aud. Da? Deci eu te văd. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă mă Nu auzi, e foarte mai important. Deci, facem așa. 1 minus 2 plus 3. Deci 1 minus 2 plus 3 plus minus 4. făcut? Da, reluăm ca să înțelegi și mai bine. Minus 4 plus 5, Minus 6. minus 6 plus 7, așa, minus 8 plus 9. Păi facem așa, fiindcă ne uităm mai întâi la această operație și vedem că nimic nu se poate face. Adică dacă facem 2 plus 3, 5, nu avem cum să Nu, facem 1 dar nu minus avem 5. voie. Atenție, nu avem 2 plus 3. Nu avem voie să zicem 2 plus 3, că 2 are minus. Deci nu putem să vedem minus 2 plus 3. Nici vorbă de asta. Deci dacă vrei să 1 minus 2 nu se poate, nici 2 plus 3 nu se leagă. Nu 2 plus 3. Atenție că 2 este cu minus. 2 este cu totul și cu totul un alt număr. Noi am reprezentat pe axă. Știi bine de este în stânga lui 0. Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Și Da? atunci Sunt. pot să fac cum ați spus, 2 plus 3 plus 4, nu, 2, nu, 3 plus 5 plus 7 plus 8 minus 1 minus 4 minus 6 minus 8. Așa, da. Deci plecăm cu 1 care e cu plus. Primul 1 care e cu plus acolo. Deci Deci 3. zicem 1 plus 3. Deci 1 și plus 1. Și 1 este, da, că el nu i 1 s-a pus plus nimic. 3 plus 5 plus 7 plus 9 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8. Exact. Deci, practic, sunt aceiași termeni pe care i-ai așezat într-o formă convenabilă. Convenabilă, adică ți-ai permis să schimbi locurile lor, să-i asociezi, să-i aranjezi pe cei cu plus în prim plan și pe cei cu minus în partea a doua. A, da, dumneavoastră a spus că puteți să fac, să pot să fac și 2 plus 3 plus 6 plus 8, după aia fac 25 minus suma lor. Ah, deci tu poți să faci și să scazi pe rând din 25 pe 2 pe 4 pe 6 pe 8, da? Da? Sau poți să scrii și egal mai departe. Lasă și varianta asta ca să înțeleagă prietenii noștri. Lasă și varianta care tu ai zis acum minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 și egal mai departe. Cum făceai tu în dreapta, nu dedesubt,
În dreapta, în dreapta. Deci egal mai departe după minus 8. Egal acolo. 25. Dar de ce? Lasă egal. Egal 25 minus. Adică un 2 minus un 4 minus un 6 minus un 8 din 25, oare cât ar fi dat? Nu, plus aici. Bun. Dacă vrei să scrii așa, zi minus pe lângă și deschide o paranteză. Așa este. Dacă, pentru ca prietenii noștri să înțeleagă că tu i-ai adunat, dedesubt, nu acum, nu acum, dedesubt scrii. Dedesubt egal. Dedesubt egal acolo cu 25. Egal cu 25. Minus, pui paranteză și acum în paranteză și 2 plus 4 plus 6 plus 8. Ei, și egal cu 25 minus 20, da? 25 minus 20 și face 20, face 5. Deci, Alesia, fiindcă ai avut din 25 să scazi pe rând, un 2, un 4, un 6, un 8, un 2, un 4, un 6, un 8, tu o puteai, 25 minus 2 fac 23, 23 minus 4 fac 19, 19 minus. Și tot așa te duceai ușor, ușor, până când găseai în final să scazi, aveai să scazi pe 8 și cu asta ieșițul ar fi fost 5. Dar o idee mai șmecheră este așa. Minus suma tuturor. Că tu îi aduni toată datoria, practic. Pe toți cei cu mii se adună și când scazi din 25, totul de la un cap la altul. E, haideți să facem acum un altul. Care să fie așa. Te rog. Puțin să ud și... Gata. Zicem, 235 minus 236, deci 235 minus 236 plus 237 plus 200. No! Lasă minus acum am zis. Nu, 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 nu. Minus 236 plus acum 237. Așa. 237 minus 238 minus 238 plus 239 plus 239 da minus 3 240 minus 240 și plus 241, plus 241, ne oprim acolo. Minus. Așa, plus 241. Plus 241, da? Deci, hai să luăm încă o dată. Ai zis 235 minus 236 plus 235. 237 minus 200. Vorbește tu. 235 minus 236 plus 237 minus 238 plus 239 minus 240 plus 241. Corect, corect. Să facem calculul ăsta. Plus 241 minus 235 minus 237 minus
Deci, primul 235, când nu are semn în față, se înțelege că e pozitiv. Deci îl copiem pe el, da? 235. Plus 237. Da. Plus 239. Plus 241. Corect. Și acum minus toți ceilalți. Minus 236. Minus 238. Da. Și minus 240. Atunci trebuie să adun toată asta. Minus suma. Minus suma celor trei, da? Am văzut. Minus trebuie să fie în față, da? Da. Da, tu ai pus plus, minus. Așa. Și acum? Stai să calculez 235. Sunt acolo. De ce la tine sunt acolo patru termeni cu minus în paranteză? Că de fapt erau cu minus 236, ai un 241 acela, nu știu eu ce. Am înțeles ce ai făcut. Pe 241 care era cu plus, le-ai băgat în paranteză. Uite, sus, mai sus, 241 e cu plus. Poftim? Ia vezi mai sus cum sunt. 235 plus 237 plus 239 plus 241. Plus, da. 241. Și tu le-ai băgat pe 204. Ai văzut ce ai făcut, da? Așa. Plus 241 și minus. Și pe ceilalți îi lași în paranteză. Corect, așa, da. 235 plus. Adună pe 235. Cum aduni tu acolo, te rog? E aici jos. Bun. Dar ți-aș propune să-i aduni așa, 235 cu 241, să faci o echipă de asta. Să vezi de ce. 235, un pic mai sus adună, ca să văd și eu. Deci 235 cu 241. Nu, și pe urmă adună-i pe ceilalți, te rog. Adună-i pe ceilalți doi, 237. Așa. Ah. Făcut exact atât. 476. Bun. Da? Acum, ori mai adunai, da, o spuneai ori 2, tot același lucru că face. Nu? Că puteai să spui ori 2. Mai ușor. Și zic atunci 26, 12, 2. Minte și zic 27, 14, 1 din minte, 5. Minte și 2 ori 4, 8 și cu minte. 952. 2. Și sigur, se adună și pe ceilalți. 236 plus 240. Da. Plus 238. Așa. Deci, 14, 1 în minte, 10 cu 1 în minte,
11. Scriu 1, țin 1 în minte și 4 plus 2, 6 și pun din minte 7. Corect. -714 este egal cu 2 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. 2 minus 4, pardon, nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 4, 6, plus 2, 8. Aici m-am împrumutat și mi-a rămas 4, minus 1, 3 și 9 minus 7, 2. Deci rezultatul final este 238. Da. Ce reținem? Reținem că nu, ori de câte ori avem mai operații de adunare și scădere și sunt operații pe care nu se pot face așa cum scrise, sunt scrise în ordine, atunci noi punem în prim plan toți cei cu plus și în planul 2 sau la sfârșit pe cei toți cu minus și facem operațiile foarte sigur, fără nicio emoție. Deci este așa zisa proprietate de comutativitate și de asociativitate. Deci comutăm, îi comutăm și îi asociem cum vrem noi. Îi schimbăm între ei și îi asociem cum vrem noi pentru făcut operațiile acele de adunare și de scădere. Așa, în exerciții concret, deci în aplicații ne-am dat seama de asta. Ștergem tabla și să vedem un alt exercițiu. Să spunem așa. Cincisprezece minus, în paranteză acoladă, deci minus în paranteză acoladă, să zicem 7 împărțit la 7 împărțit la paranteză dreaptă, să spunem 234 minus minus 230 așa plus plus 8 împărțit la 2 8 împărțit la 2 minus paranteză rotundă 17 plus 17 plus 3 un pic mai da plus 3 împărțit la 17 plus 3 împărțit la 3 da și tot într-o paranteză închide paranteza rotundă, ori, nu închide pe aia dreaptă, împărțit în continuare la paranteza cea rotundă, împărțit la 6, închide și pe cea dreaptă, așa, plus
5, închide toată paranteza. Și acolada. Egal. Acum, prima dată fac paranteza rotundă. Deci faci paranteza rotundă și tot ce se mai poate face până acolo. Până acolo, da. Și atunci 15 Da. minus acoladă 7 împărțit la. Aici pot să fac aceasta și aceasta. Bun. Bun. Păi și atunci o să am aici 4 Da. plus 8 împărțit la, nu, a, ba, da, 8 împărțit la 2, 4 minus, aici deschid și fac paranteza rotundă și fac 17 plus 3 împărțit la 3, 1. Închid paranteza, împărțit la 6 plus 5, acoladă. Da, Acum scriu din nou. și calcul de desubt. 15 minus acoladă 7 împărțit la. Acum, fiindcă pot să rezolv 4 plus 4, 8, nu mai scriu paranteza asta pătrată. Păi, de ce să nu mai scrii? Că ea se duce cu... Păi, tot conținutul ei, care ține până la 6 inclusiv, nu s-a calculat. Tu ai calculat numai 4 plus 4, dar mai e paranteza rotundă care trebuie să o împarți la 6. Deci mai avem treabă, neapărat trebuie să o păstrăm. Ca să avem conținutul ei în totalitate până ajungem la un număr. Atunci renunțăm. Așa. O plus... Și nu se poate transforma în paranteză rotundă? O poți transforma, sigur, o poți transforma, dar ca să nu complicăm, eu îți propun asta, să nu complicăm exercițiul. Dar tu, dacă știi să faci asta, fă-o foarte bine. Așa, plus 5, și atunci cea acoladă devine dreaptă în logica de până acum, da? Deci cea acoladă, fiindcă dreapta a dispărut, și cea acoladă devine dreaptă, corect. Să fac 8 plus Ce problemă ai acolo în paranteză rotundă? 8 minus. Ia asta. Stați că aici 3. Am confundat și credeam că nu. Așa, ce mai stăm pe gânduri? Plus 5. E bine? Da, ai făcut 8 minus 3, terminat cu conținutul parantezii rotunde, e 7 împărțit la 5 și, din păcate, nu putem face operația asta, nu? Că 7 împărțit la 5 nu se poate. Și atunci fac Și atunci pe 7. 7 ăsta îl modificăm. Stop, nu, 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 nu modificăm. N-am ales eu foarte bine numerele, n-am știut egheșițul, că doar nu l-am Dar nu citit vreau să de undeva. modific nimic. Păi nu, atunci dacă nu vrei să modifici nimic, ar trebui să lucrăm într-o altă mulțime, cu fracții. Și mulțimea asta cu fracții nu ți este la îndemână. Tu lucrezi deocamdată numai în mulțimea numerelor întregi. Și fiindcă numai în mulțimea numerelor întregi, mai exact numerele naturale, care le învățați la 1-4, atunci sunt nevoie să modific de sus până jos pe 7 acela încât să poată să facă împărțirea.
Deci se pot face împărțirea lui 7, 10? A, nu. Mă 10, 10 da. 10 da, perfect. Peste tot 10. Ai înțeles de ce? Că Am înțeles. n-am mers. Așa. Dar pot face și... Nu, stați că nu. Atenție, atenție. Asta e obligatoriu. Și atunci fac fix cum e scris în ordine. Nu, că ai uitat să pui paranteza. Că n-ai terminat. Paranteza n-ai terminat-o. Așa, da. Atunci așa e bine. Deci așa e bine. Abia acum, 15 minus 7, egal. Deci ai înțeles ce s-a întâmplat? Tu, nepunând paranteza, îți dădeai libertate să zici mai întâi 15 minus 2 și plus 7, plus 5. Ori nu, trebuie să faci 2 plus 5 și să scazi din 15. Deci rostul parantezelor este acela de a le epuiza până ajungi la un număr. Mai înainte 10 împărțit la 5 plus 5, nu terminaseși. Ai spus 2 plus 5. Iar 2 plus 5 face 7. Abia acum n-ar avea rost să mai pui parantezele pentru 7. Deja un număr. Și 15 minus 7 face 8. Asta este votat. Ușor, ușor înțelegem exact când renunțăm la paranteze. Deci dacă ai făcut rotunda și ai găsit un număr, atunci cea dreaptă o transform în rotundă și pe acoladă o transform în dreaptă și pe urmă o epuizezi pe aceea până la capăt. Dar să știi că dacă o lăsai dreaptă și pe fiecare le elimini la momentul potrivit, nu e nicio greșeală. Adică vreau să spun, dacă ai făcut rotunda și o dispărut, rămâne dreapta și mergi până la capăt cu dreaptă, până dispare și ea. Și acolada când dispare la sfârșit. Deci nu e neapărat obligatoriu să treci paranteza dreaptă în acoladă și în rotundă și pe acoladă în dreaptă, că nu e o greșeală asta. Altfel spus, când tu ai hotărât să transformi paranteza dreaptă în paranteză rotundă, tu o puteai păstra dreaptă, pur și simplu dreaptă, nemai fiind rotundă. Atât tot. Da? Deci asta spun ca să înțelegi că nu e greșeală. Ca să ții foarte tare cont, văd eu că am păstrat paranteza dreaptă și acoladă și ce mă fac e greșeală. Nu. Ele au rostul de a spune lucrez până epuizez pe rând pe fiecare din ele în ordine. Da. Și acum hai să mai vedem un exercițiu care ți-a fost dat care ți-a fost dat ca temă. Hai să vedem unul de asta. Ai un exercițiu? Păi, mie nu mi-a dat temă de vreo 2 săptămâni. Deci nu-ți dă temă, numai cât Dar tu ca... mai știți când v-a spus mama că am rezolvat tema și am făcut-o la matematică? Atunci mi-a dat și am avut 9 probleme, dar nu exerciții, adică doar probleme. Am înțeles. Vreți o Important. problemă sau? Vreau o problemă de aceea să văd cum ai rezolvat-o tu. Eu le-am rezolvat pe toate singură și a fost ușor. Dacă ești convinsă că le-ai făcut bine, da? Că ai judecat bine problema. Păi, la unele am făcut, adică am făcut și proba. Pe mine nu mă interesează în varianta asta de a... Pe mine mă interesează raționamentul. De ce facem așa? Trebuie să înțelegem Hai, da. bine de ce facem asta, da? Deci... Să caut fișa, fiindcă eu am făcut pe caiet, doar că am scris doar rezolvările. Oh. Mai bine mulți. Ah, stați că am aici pe Google Classroom.
Cred că asta. A, da, asta. Dacă găsești, dacă nu. A, mi-a scris temă, pagina 7, exercițiile nu știu care, și pagina 8, exercițiile nu știu care, și apoi mi-a dat să fac împărțiri cu rest și mi-a dat să fac 4253 împărțit la 21 cu bară deasupra. E scris pe asta cu bară, că nu mi-a fost clar. Scrie așa, cum e, ți l-a dat cu bară deasupra, așa, ca să vezi ce și cum. Și dă curastă, cu rest, a vrut să-l facem. Stați să scriu. Da, dar nu, am înțeles eu că e vorba de un număr cu bară. Când zici un număr cu bară, înseamnă că o cifră e necunoscută. Dar aici e împărțirea, de făcut împărțirea. A zis cu bară deasupra, adică bara asta. A, da, asta Așa a scris, fix așa. este simbolul împărțirii, practic, da? Scrie. Așa facem ca să câștigăm, să vedem de împărțit, un stânga, împărțitorul în dreapta și câtul împărțirii vom vedea aici. În dedesubtul lui 21. El a spus cu bară deasupra că el credea să nu, că nu vrea să facem așa. Ah, am înțeles. Și a Sigur zis, că de asta a zis cu bară deasupra. sunt două variante, să spunem, același lucru se întâmplă fie că folosești două puncte, fie că folosești scrierea aceasta cu Deci, a o problemă. Jim. Bine, eu am aici, ia uitați, o foarte multe probleme. Deci, Da, una care ți-a părut interesantă. atunci să văd. 24, ia să văd. E prea puțin, prea puțin, prea simplu. Uitați, 24, adică prima, sună așa. Alexandra și Costina împreună 170 de lei. Alexandra are cu 30 de lei mai mult decât Costin, câți le are fiecare? Simplu, nu? Că scădem surplusul și împărțim la doi. Simplu, da? Atunci altceva, 25. O carte, nu. Asta e tot simplă. Și am mai avut 28, 29, 28, 9. 29 am cu suma numerelor și mai am 34. No, no, no. Și mai am de la altă pagină 46, 47 și 53. 47. Deci 47, 46 și 53. Ultima. Nu știu, mi se pare așa mai. Hai Te rog, zicea. să vedem. Trei copii au împreună 188 de timbre. Al treilea are cu 7 timbre mai mult decât primul, iar al doilea are de 3 ori mai multe decât primul și al treilea la un loc. Câte timbre are fiecare copil? A, mi se pare frumoasă asta. Hai să o vedem. Deci, ia să văd unde am făcut-o eu. Să văd dacă am făcut-o. Nu, nu, nu are importanță. O facem acum. Te duci, urzi tu altă dată. N-am mare importanță. Important este că judecăm problema asta împreună acum, da? Deci lasă că e țelul, că discutăm altă dată. De modul cum ai... Te uiți tu și faci paralela între cum ai rezolvat-o și cum o gândim noi acum. Ne închipuim că suntem acum la prima citire, așa cum sunt eu, și să vedem problema. Deci trei copii au împreună 188 de timbre. Ia să scrim datele. Cum crezi că... O să notăm pe A, B și C. Cei trei copii. Perfect. Ce mai zice? Al treilea, deci, ar fi C. Da.
Al treilea are cu 7 timbre mai mult decât primul. Deci A plus 3. Cu A plus 7, parcă ai zis, nu? Cu 7 timbre. Cu trei Da, timbre? da. Ah, cu 7. Iar Da. al doilea are de 3 ori mai mult decât primul și al treilea la un loc. A plus B plus 3. No? De ce? Păi zici și de 3 ori mai mult. Ori 3. Ai altă treabă. Deci, încă o dată, al doilea are, citește problema, trebuie să o înțelegem bine, bine. Trei copii au împreună 188 de timbre. Al treilea are cu 7 timbre mai mult decât primul, iar al doilea are de 3 ori mai multe decât primul și al treilea la un loc. Câte Primul și al timbre are treilea. fiecare copil? Da, primul și al treilea. Deci al doilea are de 3 ori mai mult decât primul și al treilea, da. Și ce? Corect. Dar la un loc, dacă scrii la un loc, ce trebuie să faci acum? Decât primul și al treilea la un loc. Faptul că e de 3 ori primul și al treilea la un loc este foarte important, la un loc. Că așa cum ai scris tu relația, trebuie să e de 3 ori mai mult decât ceu. Numai de 3 ori mai mult decât cel, nu și cu au la un loc. Faptul că sunt la un loc, adică trebuie să le adun pe a și ce la un loc să faci. Deci te pui în paranteză. Foarte important. Iată rostul paranteză. Iată cât te deșteaptă ideea ca să înțelegem bine problema. Iată ce au spus al doilea. E de 3 ori mai mult decât primul și al treilea la un loc. La un loc. Ce trebuie să faci întâi? Și să iei de 3 ori asta. Acestea sunt relații. Eu am, să vă spun că eu am, când am făcut-o, a rezolvat-o fără A și B. V-ați întrerupt și nu vă mai aud. Da, nu, eu nu mai vorbeam, stăteam și mă gândeam așa cum am putea noi să rezolvăm problema, că mi se pare foarte, foarte, foarte frumoasă. I-am rezolvat-o. Poți Nu să vreau să te mai rezolvi? uiți pe caietel, că în varianta cum ai făcut-o tu, Putem să vă arăt și prin segmente? Prin metoda grafică? cum vrei tu, dar hai, poftim. Tu ai o inițiativă, eu mă bucur mult să încerci. Dar lasă conținutul, că dacă nu, problema, enunțul a fost corect. Lasă relațiile. Dacă Relațiile, lasă-le scrise. le scriu din nou, deci a plăzut pe scurt. Așa. Și prin segmente ar fi așa. Nu e bine că a zis de 3 ori. Așa. Și încă important, la un loc. Faptul că ia și ce la un loc. Sigur că Și da. Foarte. prin segmente ar fi așa. Pe A îl notez cu un segment. Bine. Pe B îl fac tot un segment. Să vedem. A, nu. B este A plus C. Eu cred că pe ce trebuie să-l faci? Ce o să leagă de ea? Atunci C. Și atunci C este un segment și plus 7. Așa.
Și atunci B este cât A și B. Cât A? Cât A și C? Și C, și C. Apoi, stop, 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 nu te grăbi. Cât A și C. Dar C-ul din cine e format? Din A. Tot au și cu un 7 la capăt. Deci este exact cât au, nu? Și plus, mai pune o bucățică ca să se vadă ce-ul. Cât un, așa, așa, 7. Atât, 7. Și pune de deasupra pentru B, pe primul segment pui A, și pune o acoladă de desubt. Deci primul segment cât îi au, pune A de desubt. Și pe urmă, pe partea a doua, pui C-ul. Că spune... Nu, că n-ai terminat problema. N-ai terminat-o. La B avem de lucru. B-ul nu-i terminat, că e de trei ori cât a... Deci noi n-am scris niciodată până acum decât A plus C. Dar au e prima bucățică, primul segment la B, primul segment de la Dar B. Dar nu puteam să scriem segmentele astea plus 3 ori 7? Nu, că nu numai 7 se mulțește. Deci cum să fie 3 ori 7? De 3 ori e tot segmentul A plus C. Deci de 3 ori segmentul A plus C. Uite, am să scriu eu și să-ți arăt cum vreau eu să scriu tu acolo. Deci, despre B, avem că este așa. Un segment care este AU și încă o dată AU și cu în capăt cu 7, care nu e altcineva decât C-ul aici. Deci, un A, C-ul e compus dintr-un A și un 7. Ia să văd dacă tu vezi acolo. Vezi? Deci, primul segment am zis că este A. Văd, dar nu înțeleg. Deci, primul segment. Nu, adică nu înțeleg scrisul. Deci, primul segment, mi-am pus de desubt și am spus că e A. Și, pe urmă, urmează segmentul al doilea, care e ce compus din încă o dată A și un capăt din șaptele acela. Adică cele două segmente trebuie să le ai pe segmentul ăsta. Că zice A plus C. Nu așa spune relația? Că B este A plus C. A-ul este până acolo, B-ul, dar nu-i B-ul acela micuț. Ăla e A. Micuț și plus punându-i v-ați blocat. Deci acolo când ai pus așa e să mai faci așa de înțeles. V-ați blocat și nu mă aud. Nici sonorul nu se mai aude? Gata, acum vă aud. Așa. Deci, în dreptul lui B, spunem că avem pe A. Da, da, v-ați blocat și nu vă văd. Dacă mi-a arătat acum că e tu, eu vă văd blocat. Și ce să facem? Mai facem o sesiune? Să dăm din nou? Să încercăm? A, nu, dar spuneți, deci am scris corect așa aici. Și pe urmă, ce o tot este cu încă o dată A mic. A mică din nou acolo. A, tot un A este. Dar iau de la rotund scris, de mână, nu A mare. Iau de mai sus, segmentul A care l-ai scris tu. Stați că nu mai scrie. Nu mai vrea. Ba da, mai scrie, că doar abia l-am luat. Am înțeles. Gata, acum vă văd. Da? Deci, A mic pui acolo, de mână. Cum îi iau de sus scris, tot așa
Același al pui acolo. Așa, acolo. Tot. E blocat tu acum. Amic și cu șaptele pus în capăt, îi facem un arc și spunem că e ce asta. Deci au și cu șaptele, faci de la pe ultima parte acolo, pui că e ce tot, un arc. Da, ai văzut? Așa? Nu, 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 nu. De dedesubt. Ce? De dedesubt îi pui. A, și cu șaptele de dedesubt. Nu tot, nu tot, nu numai ultima parte. Ultima parte, de la ultimul arc. De la ultimul, așa, până acolo este ce? Ăla este ce? Că așa ai spus mai sus, că ce-ul e format din A plus șapte. Iar B-ul, cum spune că este, uite de relație, B-ul este A plus C. Deci ce am desenat acum este doar A plus C. Deci segmentele astea la B pe care le-ai încercat să-l faci tu, doar e o singură dată A plus C. Dar spune că de câte ori trebuie să-l luăm pe așa, exact desenul ăsta. Să-l punem încă o dată și încă o dată. Deci de trei ori. Deci de acolo înainte, la B, continui încă o dată desenul acesta care l-ai făcut. Exact așa, cum l-ai făcut. Acum e perfect. Deci, mai fac o dată? Sigur că da. Repetăm exact așa cum l-ai făcut până acum. Așa. Perfect. Și pune A. Și ăla-i ce? Perfect, ai pus de două ori. Dar de câte ori te spune autorul să pui? De trei ori. Deci încă o dată fă-l. Înainte, tot așa. Asta e fantastic, corect, abia acum. Ăla-i ce? Da. Deci iată, Alesia, ce înseamnă să gândim cu atenție greșițul. Hai să mai vedem încă o dată. Spune așa, cele două relații sunt extraordinar de importante. Deci pe ala e notat cu un segment. C-ul este A plus 7, așa spune, A plus 7, A plus ceva. Iar B-ul este de 3 ori A plus C. Adică un A și C-ul care era mai sus desenat dintr-un A și un 7. Și de 3 ori am repetat asta și abia acum suma lor, acolat în dreapta, suma lor, la cele trei, cât este suma lor? Spune 100? 188. Perfect, perfect. Ei, și acum, în conținutul sumei acestea, câți de A întâlnim? De aici? În toată expresia asta. Fără asta. Și cu ăla, că doar vezi că acolo 188 se referă la, eu cred că chiar 8, ia vezi încă o dată. Sunt 6 jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar mai este și la ce una? Și la ce mai este una acolo? Unde? Păi ce nu-i compus dintr-un A plus 7? A, păi da, nu era scris și de asta. Păi dar nu, la un loc zice, A plus B plus C. Deci noi trebuie să luăm absolut tot ce vedeam acolo. Pune A și la cea acolo, pe bucățica aceea, ca să înțelegem bine. Unde? Deci C-ul e compus dintr-un A mic, da? Pune A mic și șaptele, cum îl vedem, da? Ei, și acum ți-e limpe. Lasă. Iar v-ați blocat. A mic, da. Și numără ei acum câți de A. Sunt 6. Și sunt 6 pe partea de jos, la B. Ce facem? Facem o nouă conferință? Nu, păi dar nu ne ajută.
Care să fie motivul? Are internetul slab? Ceva se întâmplă. De ce nu ne auzim? Conexie slabă. Așa am anunțat. Ia, acum mă auzi? Eu vă aud, dar la un moment dat v-ați întrerupt, adică vă întrerupeți din când în când și vă aud L-O-U-I-I-O. Da, am înțeles. Și iar mă anunță conexie, iar și-o revenit. Deci, fiindcă e fluctuația asta la conexii, de aceea avem probleme. Dar acum te întreb, câți de a avem? Haideți să vedem dacă mă auzi acum, că pare conexia bună. Acum vă aud. Oh, iar. V-am auzit Câți de a... Cât sunt de a în toată numărata din aur. Vă aud întrerupt, dar ați spus cumva câți de a sunt? Labă. Da. A, păi sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corect. Bine. Câți de șapte sunt? 4. Exact. Și patru ori șapte? Și 4, 7, 28. Și atunci scădem din 188 scriem 4 ori 7, ca să vadă toată lumea. Așa? Da, să vedem surplusul ăsta, sigur că da. 160. Ei, 160 împărțim la cât? Cât de a de a? 160 este suma segmentelor egale? Sigur că da, celor 8 segmente, nu? Parcă așa am zis, 8 segmente. Ei, împărțim Atunci pe fac 160. 160 împărțit la 8 segmente. Corect. Este egal cu, cred că 20. Corect. 20. 20. Și atunci 20 e A. Exact. Deci A egal cu 20. A egal cu 20. Păi și atunci C de aici, C este Da. egal cu A, adică 20, plus 7, 27 este C. Corect. Și atunci B este A plus C, adică 20 plus, adică 20 plus 7 egal 27, ori 3. Nu, e A plus C. Adică 20 plus 27. A, da. 27, sigur că da. A, păi atunci am 47, stai, 47 ori 3. Păi nu, nu-i bine, egalitatea aceea nu-i corectă. Deci trebuie să scrii în față B egal cu 20 plus 27 în paranteze ori 3. Că altfel este o greșeală. Tu le adunai și pe mulțești cu 3 și egală îl păstrezi. Nu. Deci zici în B egal cu A plus C, ca să înțeleagă toată lumea. A plus C în paranteză. Tot mulțit cu 3. Și egal cu mai departe, cu 20 în loc 20, plus 27, în paranteză, totul de mulțit cu 3, și este egal cu... Calcul aici de 47 împărțit la 3, 7 ori Ori 3. 3, ori așa, 7 ori 3, 21, 1, 2 în minte, 2, 1, 2 în minte, 3 ori 12, 141. 141. Corect. Și acum emoția cea mare. Să adunăm cele trei, A, B și
CS ne dea 188. Acum e momentul. 141B plus A plus C 27 plus A 20, aici dă 8, aici dă 8, 1, 187 vine. Ei, ei, ce frumoasă problemă a fost. Spune-mi, Alesia, unde ți-a plăcut cel mai tare? Deci, tu te-ai dus cu ideea cu metoda grafică, dar unde a fost miezul problemei? Aici. Sigur că da. Deci, eu, acolo, acolo, acolo. Acolo, când zice de trei ori A plus C la un loc. Deci, trebuie să desenăm pe A plus C și să luăm de trei ori. Și se vede ca în oglindă câți de A sunt, câți de 7 sunt. Și atunci toți cei de 7 am scăzut din 188, 4 de 7, 4, 7, 28. Ne-au rămas doar segmentele egale de al de A, sunt în total 8. De aceea 160 am împărțit la 8 și am aflat un singur segment care reprezintă pe A. Și în final problema s-a rupt. Țândări s-a făcut, dar repet, în ce moment? În momentul în care l-am reprezentat pe B foarte ușor, foarte clar. Tu le reprezenta foarte bine pe C. Ți-a fost la îndemână. Este cât A plus 7. Dar n-ai mai fost atentă că B-ul este cât A și C la un loc, mai întâi desenat A și C la un loc, adică lângă A mai vine un A plus 7. Și ăsta reprezintă A plus C. Și de acum, de trei ori ăsta, de trei ori ăsta a trebuit să desenăm încă o dată și încă o dată. Deci, de trei ori să-l vedem. Dacă ar fi fost de cinci ori, de cinci ori trebuia să... Și atunci vedem, ne uităm ca într-o oglindă. Atât totul este la... Dacă ar fi fost de 100 de ori. Da? Aș vrea să-i explici încă o dată exact așa ce ți-am spus eu acum. Dacă ar fi fost de 100 de ori mai mare, sigur că făceam 2-3 și ne dădeam seama că, de fapt, 7 de 100 în fiecare segment e de 2 ori A și de 100 de ori 2A făcea 200 de al de A. Deci, din reprezentarea făcută de 2, 3, 4, 5 ori, ne dădeam seama cum apare situația pentru 100 de ori. Nu desenam de 100 de ori, pentru că nu aveam cum să ne întindem pe tablă, nu? Dar ochiul nostru, Încă pe tablă. ochiul nostru până la un loc este foarte bine, cum să spun, prins de adevărul problemei și noi suntem acum foarte tare convinși că am făcut problema corectă așa. De fapt, și verificarea a fost cea care ne-a spus că e bine așa. Deci, miezul problemei este reprezentarea lui B. Da. Foarte important, extrem de important. Am zis că problema îmi place foarte, foarte tare. Aceasta a fost metoda grafică care, luată așa cum ai făcut totul reprezentarea, este lucrul cel mai important. Dar dacă lăsai fără paranteze doar A plus C ori 3, însemna că B-ul este cât A plus de 3 ori C. A plus de 3 ori C, dar a spus cât A plus C la un loc. Când s-a spus la un loc, trebuie să-i pui în paranteză. Iată rostul parantezii. Iată cum problemele, dacă știm să folosim parantezele și înțelegem rostul lor, atunci când întâlnim o problemă, când zici la un loc, te punem pe cei doi în termeni în paranteză. Suma lor. Cât la un loc, adică adunate. A și C, de trei ori. Foarte tare problemă. Foarte, foarte important, frumoasă. Dacă mai ai o astfel de problemă care ai avut-o ca temă, sunt încântat. Eu am mai avut ca temă, dar sunt ușoare. Știi, ea mergea și ca variantă algebrică. Deci Pot noi o puteam rezolva. să vă pun altă problemă? Vrei o altă problemă, da? Da. Te rog. Da, aici putem să facem una și pe care nu am făcut-o eu ca temă? Foarte tare, foarte tare. Cum sunt? Neapărat.
Că eu mai aici am multe care nu le-am făcut. Acum e momentul de sinceritate și bucurie pentru mine, pentru că așa trebuie discutat. N-am știut să fac. Da. Da, sunt foarte multe probleme, le văd, sigur că nu le-ai rezolvat. Șterge tabla și să judecăm o altă problemă. Ok, stați că am aici ceva. Așa, să șterg tabla. Era să aruncă ăsta în gunoi. Aveai o discuție cu mama, în mod sigur. A, nu. O discuție aprinsă cu mama, dacă o faceai. Te rog. Stai, nu știu. Am un exercițiu, nu problemă. Și asta mi-ar fi plăcut mai degrabă o problemă. Pentru că eu sunt îndrăgostit de problemele acestea ca să le putem înțelege, să le putem judeca împreună. Facem și exercițiu. Dar vezi tu o problemă, că acolo sunt multe probleme. Doar vi-l arăt și îl șterg și în rest pun o Te problemă. rog, te rog, te rog. E așa. Știind că următoarea operație A, foarte tare. Îmi place ghesul. Deci am împărțit la 5 plus 210 împărțit la 100 egal cu 6. egal Cât este? Foarte tare, foarte frumos. cu 6. Haideți să Da, vă spun o da, 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 da. problemă. Nu, dar de ce nu ai lăsat să-l facem? Hai Păi să-l ați spus facem, că vreți mai... că vreți o problemă. Da, bun, dar dacă l-ai scris, hai să-l facem, că nu știu cum l-ai făcut, că eu sunt... Scrie-l încă o dată, să știu. Da. Da. Cum ai de gând să-l faci? Tu ești la comandă. Oh, stălucesc. În primul rând, A trebuie să aibă la sfârșit 5 sau 0 ca să putem să-l împărțim la 5. D'accord. Așa că putem să punem orice număr cu 5 la sfârșit și cu sau cu 0. Da, de acord, asta. Suntem obligați să punem cu 5 sau cu 0, Suntem dar obligați, cât mai de mare? departe, da. Dar cât de mare să fie el? Adică nu e la întâmplare să luăm un număr oricât de mare. Numai că știm că numărul acesta are la sfârșit 5 sau 0, de acord cu asta. Dar pe urmă trebuie să-l adunăm rezultatul cu 210 și pe urmă să împărțim totul la 100 să ne dea Atunci 6. facem 5. N-am putea, n-ar da 6. 10 ar fi 2 plus 210, după aia împărțit la 100. De 6 nu prea cred. Nu. Sau 10 nu. Deci 5 nu, 10 nu, ar fi 15. Împărțit la 5 plus 210 împărțit la 100. Da, 20.
Stai, dar ce număr împărțit la 100 să facă 6? Cât ar trebui să fie paranteza aceea mare? Hai să luăm invers. Că așa prin încercări ne prinde miezul nostru. 6 ori 100. Păi vezi, așa mergem înapoi. Deci 6 toată paranteza A împărțit la 5 plus 210, ia scrie așa. A împărțit la 5 plus 210 este egal cu 6 ori 100. Doar de, asta e proba la împărțire. Câtul ori împărțitorul fac de împărțitul. Deci plus 210 egal cu 6 ori 100. Ori punct. Cu punct 600. Păi și atunci, dacă aș avea 20 împărțit la Nu, 5. nu, nu, nu luăm prin încercări. Ne ducem de acum la calcul, pur și simplu. Mare rost paranteza? Nu mare rost paranteza. 60. Tot ești tentată să cei pe încercări. Nu. Scriem așa. A fost deprisos paranteza pusă. Paranteza nu mai are rost pentru că nu mai este mulțită cu ceva, ci ea Să este. facem 5 plus 210 și apoi 9. Cum să facem? V-ați blocat și nu v-a venit. Tăi. Nu. Da, fără paranteză. V-ați blocat și nu v-a venit. Deci A împărțit la 5 plus 210. Conexie slabă, văd. Da. Deci, acum mă auzi? Ia să vedem. Da, Alesia, mă auzi? Da? Deci scrie încă o dată A împărțit la 5 plus 210 egal cu 600. păi am scris. Da? Dar vreau să scrii fără paranteze. Fără paranteze, că nu are rost. Șase sute minus 210. Păi vezi că e o adunare. Ai, stai. A, nu, stai. Da, deci, 600 minus 210. A, nu, stai. Scrie sus un pic ca să văd și eu. Hai că e simplu. 600 minus 210. E simplu de făcut. Nu? 600. Văd. 390. Păi scrie ca să văd și eu, să vadă toată lumea. 600 minus 210. 600 minus 2. Că nici eu n-am scris, am făcut un gând cam greu, dar nu știu dacă e corect. Am înțeles. Deci, 0 minus 0 nu se poate. Așa că ne împrumutăm aici. 0 minus 0 nu se poate? Se poate. A, Cum? 0 asta, 0 minus 0. 0 minus 1 nu se poate, cea că mă împrumut aici și zic 10 minus 1, 9, plus 0, 9 și aici mi-a rămas 5 minus 2, 3. Corect. 390. Deci asta înseamnă că A împărțit la 5 egal cu 390. Atunci fac 390 ori 5. Sigur că da. Deci A egal cu Și atunci am 5 ori 9, 45, 4 minute, 5 ori 3, 15 și 4 minute, 19. Și atunci A este egal cu 390 ori 5. A este
1950. Ce spui, dacă luai prin încercări, terminam Egiptul vreodată? 50, 15, 20? Iată, unde trebuia să ajungi? La 1950. Bă, ca să ajungi până acolo, prin încercări, nu. No. Păi mă ducea mai sus și nimeni. O, îmi pare rău cum te-am lăsat. Îmi pare rău. Ca să vezi că nu era... Ăsta e culoarul foarte rapid. Deci, practic ce am avut acolo? O împărțire la 100 egal cu 6. Înseamnă că de împărțitul egal cu împărțitorul 100 ori 6. Noi știm asta ca probă. De împărțit egal cu împărțitorul așa plus restul, dar restul n-am avut aici. Pur și simplu 6 ori 100, 600. Adică paranteza aceea a împărțit la 5 plus 210 egal cu 100. Și acum am o adunare. Și scădem pe 600 pe 210 și totul a fost foarte rapid. Vezi, sunt lucruri care le știm, dar n-am fost aici atent. Trebuia să mergem foarte sigur. Ștergem tabla și mai analizăm o problemuță, nu? Că așa mi-ai spus că mai ai... Eu vreau, sigur, eu vreau. Deschid din nou telefonul, ba. Păi, o problemuță. O, nu, asta nu e bună. Asta nu. Dar stați că aici nu prea spune. Aici. Stați, facem, uite așa. Dumneavoastră alegeți fără să știți. Alegeți de la 42 până la 53. 49. La un cross au participat de 3 ori mai mulți elevi din ciclul gimnazial decât din ciclul primar. Se știe că numărul elevilor din ciclul primar a fost cu 240 mai mic decât cel al elevilor din ciclul gimnaziei. Câți elevi din fiecare ciclu au participat la acest cross? Simplu. Haideți să mai citim o dată. Ah, da, asta e sus. Deci, la un cross, că n-am înțeles-o din timp, la un cross, da, au participat de 3 ori mai mulți elevi din ciclul gimnazial decât din ciclul primar. Se știe că numărul elevilor din ciclul primar a fost cu 240 mai mic decât cel al elevilor din ciclul gimnazial. Câți elevi din fiecare ciclu au participat la acest cross? Da. O citim mai rar. Cred că prin ce metodă? Cred că m-aș gândi la metoda... algebrică? Merge și algebric, dar cred că m-aș gândi mai degrabă la metoda figurativă. O mai citesc o dată mai rar. Da, asta e, asta e, așa trebuie făcut. La un cross au participat de 3 ori mai mulți elevi din ciclul gimnazial. Stop! Deci participă copiii și din ciclu gimnazial și din ciclu primar, da? Da. Dar la acest curs au participat cei din ciclu gimnazial de 3 ori mai mulți decât din ciclu primar. Deci... ce înseamnă asta? Uitați, ciclul primar și... Așa, corect. Și ciclul... gimnazial. Și
Am două participanți, dar cei din... Câmă, hai să Stați puțin. Din ciclul gimnazial au participat cu de 3 ori mai mulți elevi. Adică ori 3 mai mulți elevi. Sta, da. Nu, chiar nu. V-ați blocat iar. Iar m-am blocat. Gata, vă văd, da. Da. Deci, haideți să începem să rupem problema. E prea greu. Să zicem așa. Tu ai o vârstă, da? 11 ani, să zicem, da? Am 11. Bun, ai 11 ani. Iar am. Iar eu am de 3 ori mai mult vârsta ta. Adică eu am de 3 ori mai mult vârsta ta. Înseamnă că vârsta mea e de 3 ori a ta. Nu? Da. Vârsta mea e de 3 ori a ta. Adică a Hai mea să vedem. 11 ori 3. Da? Ar face 33, să zicem așa. Dar Atunci aș acum. avea ciclu gimnazial ori 3 egal ciclu primar. Deci ciclul gimnazial, să vedem, scrie așa, ciclul gimnazial ori 3, da? Egal cu ciclul primar. Iată o primă relație. Ori 3 egal cu ciclul. Primar. E, mai zice așa. Se știe că numărul elevilor din Păi, ciclu stai o primar. secundă. Dacă gimnazial sunt de 3 ori mai mulți, pe cine să mulțim cu 3? Păi aia mai puțini. Primari. Sigur că da. Deci 3 nu la gimnazial trebuie impus, ci la ciclu primar. La ce? Păi noi vine așa, dacă eu am vârsta de 3 ori mai mare decât a ta, eu zic la mine de 3 ori în plus sau la Nu, tine? la mine. Vezi, vezi, la cei mai mici. Deci ciclul gimnazial, GM, fiindcă e de 3 ori mai mare decât primarul, adică la cel primar punem 3-ul. Deci. GM egal, așa zicem, ciclul gimnazial. Primar egal Așa, ciclu da. Așa. gimnazial. Acum zice că dacă un, că se știe că numărul elevilor din ciclu primar a fost cu 240 mai mic decât al celor din ciclu gimnazial. Perfect. Deci ar fi ciclu primar, nu. Deci ciclul primar e mai mic, nu? Și atunci, ca să ajungi la ciclul primar, trebuie să-i aduni 3, trebuie să-i aduni 240. Deci ciclul primar plus 240, parcă așa, ar face că ciclul primar. Asta ar fi relația a doua. Deci ciclu. Ciclu primar, nu? Plus 200, cât ai zis tu? 240. Cu 240 mai mic decât ciclul gimnazial. Deci celul care e mai mic îi adaugi pe cei 240. Plus 240 fac exact cât ciclu gimnazial. Egal cu... Și acum zice. Câți elevi din fiecare ciclu a participat la cross? Perfect. Ca să nu fie atât scris
C primar, nu știu ce, zicem P ori 3, P, adică primar ori 3 era egal cu G. Și atâta tot. Prima relație o transcriem și zicem P ori 3, P ori 3, fără PR, fără C scris în față, că e prea aglomerată relația. Nu, fi lăsat așa, dar scriem din nou. Bine, hai scrie acum. P ori 3. Așa. Și Egal cu G. G, G. Gata, așa, ca să fie simplu. Astea sunt cele două relații. Iată cum toată povestea aceea scrisă în cuvinte a fost scrisă de noi în două relații. Că ciclul gimnazial e de 3 ori mai mare decât primar, e prima relație, și că primar este mai mic decât gimnazial cu 240, adică lui P adăugăm 240 și facem cât G. Și iată, G din prima egal cu G din al doilea. Nu? Cele două relații sunt egale, că e același G. Și să zicem P ori 3, nu? Scriem P ori 3, egal cu P ori 3, egal cu P ori 240. P ori 240. Dar noi... Deci P ori 3 egal cu P plus 240, că e plus. De ce? Așa, uite, asta îmi place. Așteptam la tine chestia asta. De ce? Dar hai să vedem prima relație ce spune. P ori 3, nu? Da, pe ori 3 egal 7, egal G. G. Dar Cealaltă? Așa. Cea de-a doua relație ce spune? P, adică ciclu primar plus 240 egal cu... A, da, gata, am înțeles de ce. E Așa același este. test, am înțeles. Același G. De sus jos. Egalitatea e perfectă. Dar acum, în loc de P ori 3, pun P ori punct 3. Că nu-mi place acolo ori-ul acela, X-ul acela scris de trin. Nu mă pot abține. Am văzut, am văzut. Da, sunt pe plecă, da. Așa. Și acum, 3 de al de P egal cu P plus 240. 3P egal cu P plus 240. Scădem un P din ambii membri. Deci scădem un P și din stânga și din dreapta. Pune o bară și zici minus P la egalitatea asta. Pune o bară în dreapta. Așa acolo, o bară. O bară, bine, hai să zicem așa. După 0 pui bară verticală. Și așa, foarte bine. Pune bara. Așa și pui minus P. Deci 240 bară minus P. De Așa ce? să scădem pe P și din stânga și din dreapta egalului. Nu? Dacă egalitatea este aceea, noi putem scădea același lucru și din stânga și din dreapta. Și vine 3P minus P, scrim de desubt, 3P minus P ăsta, care am vorbit, Deci atenție, deci scădem și din membru stâng, membru stânga egalității ce ai? 3P. În dreapta ce ai? plus 20 minus P. P plus 240, da? 240, pardon. Perfect. Și acum noi să scriem un minus P atât din stânga, cât și din dreapta. Dar scrim din nou relația. Scrim din nou relația. Scrim așa, 3P care era înainte, 3P minus P pe care o scădem, minus P, egal cu P plus 240 minus P. Pu, Dar pu, 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 pu. P minus P din dreapta, P minus din stânga mai întâi. 3 de al de P minus un P, cât face? Din 3 mere scazi un măr. Stai, deci 3 pu minus pu. A Da? scris bine aici?
Dai egal P, perfect, da? P plus 240 minus P. Deci am scăzut un P atât din membru stâng al egalității, cât și din membru drept. Și acum, membru stâng lucrăm. 3P minus un P, cât face? 2P 2P, sigur că da. 2, 3 mere scăzut minus un măr, da? Fac 2 mere. Deci 2P egal, că am lucrat în... Este egal, că am terminat. 3P minus un P. Egal cu... În dreapta P ăla minus P de la ce pusculă, așa fac 0. Da, deci 240. Perfect. Deci 2 de P fac 240, dar un singur P. Dacă 2 de P fac atâta, un singur P. Un singur pâi e 240 împărțit la 2. Corect. Deci rezultă că P, dar nu acolo, nu fi comodă. Nu, că scriu din nou. P egal cu 240 împărțit la 2. Așa. Atunci sunt obligată să iau o cifră, fiindcă o cifră este împărțitorul. Așa că merge odată, 1 ori 2, 2, trag linie, scad, nu dă nimic, îl cobor pe Da. 4, aici ai 2, 4, îl cobor nimic și îl cobor și pe 0 și mic, merge de 0 ori, îl adaug la sfârșit. Exact. Deci P egal cu Ciclul primar 120. are 120 de lei, l-am acționat. Corect. Și acum, Dar ciclul gimnazial. ciclul gimnazial este P, ia uitați aici, ori Da. 3. Corect. Adică P care este 120. Deci ciclul gimnazial este P ori 3, adică Da. 120 ori 3 care dă 100, 320. Ba nu. 360, nu? 60, 60, 36. Da, 360. Și atunci am aflat. Și am aflat câți copii sunt la gimnaziu și câți la... Aș vrea acum să insistăm un pic, să spui unde ți-a plăcut ție, care a fost miezul problemei. De fiecare dată să încercăm să înțelegem conținutul acolo, unde a fost dificultatea. Unde a fost? Deci toată povestea acolo la formularea relațiilor. Că gimnazialul e de 3 ori mai mult decât primarul. Deci ciclul primar. Și acest de 3 ori mai mult înmulțim pe P, care e mai mic, cu 3, ca să îndea cei mulți. Că știi, eram tentat să spun 3G egal cu P, oare greșeală. Aia care sunt mulți, îi multiplicăm? Nu. Pe cei mai puțin de 3 ori îi facem ca să ajungem la ăștia. Și dovadă că relația a doua spuneam că gimnazialul, primarul cu 240 mai puțin decât gimnazialul. Adică gimnazialul sunt mai mulți și la primar punem 240 ca să ajungi la gimnazială. Alea două relații sunt primele două cele mai importante. Deci problema toată s-a redus la formularea celor două relații. Dacă am fost pe fază și le-am formulat cum trebuie, a mers problema. Deci, Alesia, ce am constatat? Am constatat că ai acolo niște problemuțe foarte, foarte frumoase, interesante. Și tu ai fost cinstită și ai spus, eu n-am putut să le fac. Nu le-am putut face pe toate. Am făcut așa câteva din ele, dar acolo au Păi nu le-am rămas. avut temă pe toate. Nu, dar fiindcă ți le-au comunicat ca probleme, nu? Tu care începi să spui, să vrei să desrupi o problemă, să o faci țândări, să intri în ea și să găsești, să raționezi cum trebuie, chiar îți propun pe weekend să încerci toate problemele și să spui, uitați, la asta m-am dus până aici, la asta m-am dus până aici, că ai văzut de la 42, parcă mi-ai spus tu, nu? Sau de la 40, nu știu că 3, până la 50 și.
Și la asta n-am înțeles aici. Aici n-am putut porni, dincoace n-am știut nimic. Asta înseamnă să ne apucăm, să credem că noi putem să judecăm o problemă. A, păi Că celelalte este. părți nu sunt făcute. Eu am zis așa să văd ce pică, ce spuneți dumneavoastră, ce număr, dar restul eu le-am făcut, cred. Păi eu asta vreau să și le văd făcute. Adică noi, una din problemele acelea pe care le-ai făcut tu, dacă cumva ai strecurat vreo greșeală în raționament, și Păi atunci am aș făcut vrea să. probă la toate și a ieșit. Na, eu să știi, eu mai spus-o. Nu este important într-atâta. Important este să vedem cum raționăm problema, cum gândim problema. Deci aici e toată filozofia problemei. Oftim Așa mă dacă că. am timp în weekend. Da, păi așa îți propun eu să încerci să le iei pe fiecare, să le iei pe fiecare problemă în parte și problema cu tare. Enunț pe caietel să văd cum ai formulat, cum s-a întâmplat, cum ai rezolvat-o, mi-a arăt problema numărul cu tare, problema numărul cu tare și așa mai departe. Asta înseamnă să ne apucăm și să credem că putem. Iar acolo unde nu ai înțeles să găsești problema, să o rupi în bucăți și să-i găsești relațiile care să reprezinte ceea ce a format autorul, spui, asta n-am știut nimic să fac. Dincoace n-am știut și atunci eu stau de vorbă cu tine. Bine? Da. Ești un pic tristă. Dar de ce am terminat în nota asta de tristețe? Te gândești că este de treabă. Dar nu se poate la matematică fără să muncim. Pentru că ai văzut ce se întâmplă la clasă acolo, ești nevoită doar să copiem. Am scăpat de matematică și ce bine e, dar în continuare trebuie să crezi că așa începem să rupem problema și să putem ajunge la nivelul acela în care să înțelegem și la clasă. E drept că acolo la clasă nu prea ce înțelege, asta e tristețea mare, dar ăsta e drumul. Ăsta e drumul și eu am să mai stau de vorbă și cu mama să vedem cum găsim soluții, că soluția asta e doar provizorie acum, nu putem să continuăm așa, ci pur și simplu să ne putem da drumul spre o idee mult mai amplă. Da. O să mai stau de vorbă și cu dânsa. Tu îți vezi de așa de ce ți-am propus și cu încredere că trebuie să reușești să faci din matematică un obiect care să-ți fie drag să te apuci de el. Deci nu sub stres. Și problemele sunt chiar autorii care le propun acolo într-o ordine crescând a dificultății. Așa cum ai observat, la început parcă erau mai ușurele, pe urmă cresc în dificultate din ce în ce până când nu se atinge un anumit nivel acolo ca să vedem cum judecăm o problemă. Asta e toată filozofia. Bună, Alesia, eu te las. Dacă mâine seară ai iarăși niște probleme, mă anunți și putem să discutăm. Poate până mâine seară găsești una, două probleme să le rezolvi, m-aș bucura. Și pe urmă, pe weekend, iarăși rămâi așa cum spuneai, că vrei să fii liberă. Iată că tu acum ești liberă, nu? În weekendul ăsta. Sigur, liberă în sensul că nu ne vedem noi, dar încercăm să facem din problemele cele care ți le-am propus, da? Da. Bine, te las. Seară bună. Dragilor, și să